Mihaela Oeran, îți mulțumesc tare mult că mi-acorzi din timpul tău. Astăzi vineri, se apropie weekendul, dar uite că weekend sau început de săptămână, pentru mine lucrurile sunt la fel de tumultoase, pentru că am un grup de aproape 2000 de tineri foarte efervescenți care vor să învețe mai multe despre cum să se dezvolte profesional. Și Mihaela, founder al Career Center, consilier profesional și trainer de meserie, aș vrea să mă ajut să înțeleg un pic mai bine care e treaba cu consilierea în carieră, pentru că imaginea așa ușor romanticizată de filmele americane e că acel consilier de carieră există doar în liceele din America, și în România, dacă spui career coach, toată lumea te ia peste picior și nu prea se acceptă acest rol. Nu prea este. Am văzut că nu e foarte bine digerat în cultura noastră. Și totuși, uite, tu ești consilier de carieră, o faci, mai mult pregătești alți consilieri de carieră să devină profesioniști în branșa asta. Și atunci, în primul și în primul rând, te-aș întreba ce anume înseamnă această meserie. Mulțumesc pentru invitație prima dată. Consilierea în carieră este o meserie care se potrivește cel mai bine oamenilor, cărora le place să lucreze cu oameni, evident. Ce face un consilier în carieră? Oferă suport și ghidare persoanelor care au de luat o decizie de carieră. Și exemplul cu career counselorul din filmele americane este un exemplu bun. La fel este și exemplul de career coach din cultura românească. Practic, un consilier în carieră ar trebui să poată oferi ghidare și suport oamenilor pe tot parcursul acesta de carieră. Pentru că noi luăm primele decizii de carieră undeva cel târziu prin clasa 8-a în sistemul de învățământ românesc. Și atunci un consilier în carieră este o persoană care are în minte un cadru metodologic după care face activitatea asta, nu face freestyle și după capul lui, și te ajută să îți pui niște întrebări din anumite puncte de vedere, să te privești pe tine ca persoană în primul rând din niște unghiuri absolut relevante privind relația cu munca, să te asiste în luarea de decizii, să te învețe eventual partea asta de decision making dacă este necesar, și ulterior să te asiste și în planul de implementare a deciziilor cele mai potrivite pentru tine. Cam asta face un consilier în carieră, la modul general. Foarte fain. Mie una mi se pare a fi o meserie excepțional de faină, cel puțin în cazul meu. A fost un lucru pe care eu nu știam că îl fac. Lucrând în recrutare ani de zile și lucrând într-o agenție unde erau tot timpul o groază de roluri deschise, deci într-o companie poate ești un pic mai limitat, ai 10 roluri și aia e, dar într-o agenție, dacă nu se potrivea un om la un client, mă uitam să văd la ce alt client aș putea să-l placez și dacă vedeam că poate nu e potrivit încă pentru clientul respectiv, începeam să lucrez cu candidatul, să încerc să-l dezvolt, să ajungă acolo unde și el are nevoie și piața îl poate absorbi ca și loc de muncă. Și uite, așa am ajuns eu să fac fără să știu consiliere de carieră. După ani de zile mi-am dat seama, stai mă, că eu asta fac de fapt, that's my job, pe lângă zona de recrutare. Dar uite, asta a fost în cazul meu o coincidență, o by accident, nu știu cum să o numesc, bine, mă rog, nimic nu e accidental, dar ca idee. Dar dacă ar fi să ne raportăm la toți tinerii cu care eu lucrez, care sunt la început de drum, mulți dintre ei sunt studenți, pasionați foarte mult, adică eu mă uit la ei când îi întreb ce vreți să faceți, ei nu prea știu să-mi spună exact, dar toți au cam aceeași chestie, îmi spun că ei iubesc oamenii și că vor să fie între oameni, pentru că noi ne adunăm așa o comunitate foarte HR-oriented, și îmi spun că vor să producă impact, să ajute, să fie sigur că contribuie într-un fel sau altul, da? Și dacă ne raportăm la tinerii ăștia care încă nu sunt foarte convinși ce vor să facă, care e direcția pentru ei, cum ar putea ei să intre într-o carieră de genul ăsta? Așa, la modul foarte sistematic, poți să faci, să te adaptezi pe parcurs, la fel cum ai făcut tu.
poți alege asta, de exemplu, ca master în cadrul unei facultăți, de exemplu, la facultățile de științele învățării sau cadrul facultăților de psihologie, este master de consiliere a carierei, sau poți să faci după licență, poți să faci un curs acreditat ANC, cum este cursul pe care l-am acreditat eu. Avantaje și dezavantaje, aș spune. Masterul, în foarte multe domenii, nu are acea componentă foarte practică, aceea legată de piața muncii pe care tu, informațiile acelea pe care tu ca și recruiter le-ai avut. Și pe care eu, ca și om de HR, recruiter, trainer, le ofer în cursul acreditat ANC și poate și alte firme. În zona de master se învață mai degrabă o parte teoretică, pe când în cadrul unui curs vine și componenta practică, componenta legată de piața muncii, de actualizare a pieței muncii, de adaptare, de tendințe și așa mai departe. Acum depinde ce ți se potrivește cel mai mult, dar, la modul general, ca să fii un consilier în carieră bun, trebuie să ai informații relevante și actuale despre piața muncii și despre tendințe. Corect. Astea sunt cele două metode mari. Cred că eu aș veni aici cu o completare, dacă îmi dai voie, pentru tineri. Dacă li se pare că e ceva ce își doresc să facă, și discutăm imediat despre caracteristicile unui profil pertinent pentru un astfel de rol. Eu le-aș recomanda, dacă descoperă că e ceva ce își doresc să aprofundeze, oricând un internship pe recrutare sau un voluntariat, o practică. Deci altfel înveți la firul ierbii și pentru mine e o temă de cercetare continuă discrepanța dintre ce învățăm la școală și ceea ce întâlnim în mediul de business în momentul în care începem. De aceea eu mereu recomand tinerilor, ok, înțeleg și evident susțin să mergem la școală, să ne ținem de facultate și de cursurile pe care le avem, dar să nu ne limităm doar la teoria de acolo și să aducem pe lângă practică de câte ori avem ocazia, dar practică de aia adevărată, nu cum le zic eu, dacă în a treia zi încă mai faci cafea, pleacă de acolo, că nu e o practică de care ai nevoie și de la care înveți ce trebuie. Și pe lângă asta, mai e un semn de întrebare la toată lumea, știi, dar cursuri de unde să mai facem? Ei, duceți-vă la oamenii, uite cum ești tu, care au făcut deja lucrurile astea, pentru că acolo ai o combinație și între teorie și practică, acolo ai cel mai bun contact cu realitatea profesională, zic eu. Și atunci recomandarea mea către ei ar fi: dacă cochetați cu o astfel de idee, căutați-vă o practică în recrutare, încercați să simțiți piața astfel încât atunci când vă vine un candidat cu care lucrați, să știți cap-coadă cum se simte, prin ce trece, care sunt etapele, ce procese trebuie el să susțină în fața altor oameni ca să puteți să-l asistați cum trebuie. Bun, mai am o întrebare și încheiem pentru discuția asta. Dacă tot am vorbit despre ce e un consilier de carieră, cum anume poți să ajungi într-o poziție de genul ăsta, aș vrea totuși să vorbim un pic și despre, nu știu, să aprofundăm, că am atins așa două, trei calități, ce anume cum ar trebui să fii ca persoană, ce ar putea să-ți dea ție indicații ca personalitate că e genul de job care ți s-ar potrivi sau că tu te-ai potrivi unui astfel de rol. Este foarte important să ai satisfacție atunci când vezi reușită în ceilalți. Și nu reușită după scala ta, ci reușită după sistemul lor de evaluare. Putem să o punem așa în discuție sau putem să o punem la modul foarte firesc într-o discuție de consiliere în carieră. Poți să-ți faci un test Holland și să vezi dacă codul tău Holland face click codul Holland al ocupației de consilier în carieră. Asta cumva este așa o metodă specifică consilierii în carieră. Dar este foarte important să ai acel drive social. Este de asemenea foarte important să ai și un pic de spirit antreprenorial. Pentru că nu este o muncă foarte reglementată și asta e bine, pentru că îți dă libertatea de a te adapta la fiecare client, pentru că într-un fel lucrezi cu un tânăr de clasa 7-a și altfel lucrezi cu un fost director de vânzări care, nu știu,
vrea o funcție de top management. Așadar, spiritul acesta antreprenorial, o componentă a antreprenorialului este important să o ai și să-ți placă să te descurci și să-ți placă să ai de asemenea o amprentă personală. Zona aia cumva de autoexprimare. Uh-huh. Astea sunt componentele importante. Dar reușita să fie a clientului după criteriile de măsurare ale clientului. Este foarte, foarte important, după mai multe grupe în care am format consilieri în carieră, este foarte important să-ți placă oamenii, să lucrezi pentru oameni, dar să existe ideea aceea de empowerment. Nu faci tu treaba în locul lor. Nu este psihoterapie, nu se duce în zona aceea în care omul este ajutorat și tu faci lucruri în locul lui pentru că tu poți. Tu ești acolo doar ca să faci acolo niște click-uri, să existe empowerment și omul să poată merge mai departe. La finalul unui proces de consiliere bine făcut, persoana respectivă n-ar mai trebui să se întoarcă la tine. Pentru că a învățat niște metode de lucru cu sine, știe niște lucruri despre sine care rămân valabile pe termen lung, știe niște lucruri despre sine care sunt contextuale și știe cum să-și ia decizii. Mm-hmm. În mod normal, după un proces de consiliere în carieră, partea de follow-up ar trebui să se întâmple din prietenie și din dorința de a păstra relația, să vedem ce au mai făcut oamenii. Mm-hmm. Dar un proces n-ar trebui să se rea. Nu, sănătos fiind, într-adevăr, trebuie să ajuți candidatul să devină independent. Exact. Super! Așa, pe final, oare îmi spui care e cea mai mare provocare pentru tine în meseria asta? Da, cea mai mare provocare este să mă adaptez la cât poate duce clientul în momentul acela și cât potențial înțelege el din el în fiecare moment. Chiar dacă eu văd mai mult, chiar dacă eu văd resurse, chiar dacă eu sunt entuziasmată, chiar dacă eu știu lucruri care s-ar putea face mâine. Și vezi în poziția aia, nu? Că și eu o pățesc. Mamă, deci cum s-ar poziția omul ăsta pe nu știu ce și îl văd acolo, mi-l închipui cum crește și el e încă mai am puțin până acolo, nu-i pregătit. Da, și trebuie să ia și să accepte progresiv puterea pe care o are și resursele pe care le are. Culmea, știi? Asta e cea mai mare provocare. Să așteptăm. Eu știi că subscriu și eu tot acolo sunt. De fapt am și învățat-o the hard way. La început eu forțam oamenii, mă rog, eu neștiind că fac consiliere profesională și că trebuie să păstrez un cadru, și eu chiar îi împingeam, hai mă că poți, ce prostii vorbești, deci tu imediat o rezolvi. Nu e chiar atât de simplu. Am învățat the hard way că fiecare om are procesul lui, ritmul lui și tot ce ai de făcut este să fii acolo pentru el și să-l susții în ceea ce îi se întâmplă. Super! Mihaela, îți mulțumesc din suflet, a fost o super plăcere și sunt convinsă că deja o să sclipească așa ochii la mulți din tinerii grupului școlii de HR și mare lucru să nu te trezești cu tot felul de întrebări, dați-ne și nouă un sfat de unde să începem. Super! Cu mare plăcere! Avem tineri foarte activi. Te pup, îți mulțumesc foarte mult, să ai o zi super faină! Bye!